Am pregătit o surpriză pentru Mortănel. El este în baie. Ia să mă duc eu să văd ce face acolo și să-l aduc aici, în dormitor. Și el a pregătit o surpriză pentru mine. Vă arăt imediat. Dă mânuța. Regretele vrea să merg cu ochii închiși prin casă. E stop acum, stai. Să deschid ușa la dormitor. Hai. Bătoarele, sigur mă duci pe unde trebuie să nu mă pocnesc de ceva. Aici nu e patul, ba da. Da. Tocmai am dat cu degetele în pat, l-am dat ușor că știam că e pe aici pe undeva. Stai să închid și ușa. Asta ce este, provocare nebună? Să vedem cum ce viață au nevăzătorii sau. Și acum poți să deschizi ochii. Miau. Asta e orez? Da. Și fulgi din aia cu care umpli tu cum ce auzi prăjiturile? S-au amestecat cuvintele de la emoții. Ce sunt alea, mă? Păpuși cu care umpli Păpuși. tu păpușile? Da. Și orez? Da. De la cu, de care mănânci, nu? E? Ce ai făcut, mă, aici? Te iubesc, motănel. Cu diacritice, cu tot. Ia, uite ce de inimioare. Uite și Două, aici. patru. Inimioare cu te iubesc, mă. Ce ai făcut, mă, aici? Da, hai să le arătăm ce ai făcut tu pentru mine. Îți place? A, Îți place? da. Și asta este la două ziua, azi de ce s-a întâmplat azi noapte la trei? Pe un puiuletele dormea. Așa, păi am S-a auzea povestit. un pufăit de aici. Și eram prin sufragerie. Da. Fetița! Am dormit cam mult. Nu mai Ce-i fă? spun cât că oricum am depășit 8 ore. Ce asta acum îl mâncăm, îl punem în ceva și îl mâncăm? Nu, lăsăm așa un pic, dar pot să pun acolo într-un ghivecel cu floricele. Fetița, și mă, să vedem ce am făcut și eu pentru tine. Ei, ia să vedem, fată, ce ai făcut. Ce ai făcut, măi? De ce drăguță și Îți place? de... Dai să faci. Parcă sunt făcute din norișori, cumva. Nori, așa. Face și o poză. Așa. Ia uzi, mă, ce arăt păsările alea. Stai că n-am cum să te încadrezi, doar cu inimioara încadrez. Și Dar ce acum rând, bă, păsările alea acolo? hai dincolo să le arătăm ce ai făcut tu pentru Sunt mine. niște pescăruși care tot timpul îi auzim râzând, cred că spun bancul, nu știu ce e acolo. S-ar putea să fie vreun club din ăla de stand-up, de comedie. Că tot timpul îi auzim. Ia uzi. La caiete. Ce-ai făcut, mă, tati, azi noapte, mă, aici? Mă, ce, mă, pe aici? Eu fiind la școală, Așa. Color Kids. Așa, da. Ai desenat E caietul inimioare. meu de caligrafie și unde am mai scris și cum motanele iubește puretele. Și am luat niște foi din caiet și foarfeca de pe masă. Și zic să-i pregătesc ceva la puiulete când s-o trezi, să aibă o surpriză. Iar eu când le-am văzut, nici nu m-am mai așezat pe scaun unde stăteam de Da, obicei, n-am deranjat. te-ai dus aici în colț ca să nu strici. Să nu stric aranjamentul, Da. că tare mult mi-a plăcut. Am zis provocare nebună, este dacă le găsești pe toate 32. Da, le-am găsit. Eu am zis, am crezut că vorbești de vreun joc de pe Google Play. Ne. I-a scris pe WhatsApp provocare nebună, să vedem dacă găsești cele 32 de inimioare sau mai știu. Da. Și atâta, nu i-a zis nimic altceva și nu știu la ce mă refer, care-i treaba. A avut o surpriză când a venit în sfrageria, pe aici ai făcut legătura. Da. E numerele, să vedem dacă le găsești. Iată una pe pantalonii tăi. 1, 2, Uite-le. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 până aici. Nu. Unele sunt mai 10, greu de observat. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32. Oh, le-am găsit pe toate astea, de asta de aici am crezut că nu le observă, că se văd mai greu un pic astea de pe sticlă. Bine că n-ai pus și pe sticla de Coca-Cola. M-am gândit că pe aia poate vrei să o iei. Da, și chiar am băut. Repede că se trezește primul ei gând, după ce mă pupă pe mine, primul ei gând este să ducă la sticla de Coca-Cola. Da, și să iau multivitamine și CTV. Ia uite, ia, teoretic sunt 33, dar asta este ieșită din comun, știi? A, și mai iau și un omega-3 dacă mănânc dulce. Da, 32 sunt făcute de mine de hârtie, aia e cumpărată. Foarte frumoasă surpriza, măi, mami. Mulțumesc, dă să pupe mama fetița. Da, și tu să pupi pentru surpriza de pe pa. A. Fetița lui tati, fetița lui tati. Ce faci, fetița lui tati? Ce faci, fetița lui tati? S-a făcut tati surpriză, da? Ai găsit în ea? A fost frumoasă, mulțumesc, mami. Da. Și am găsit o surpriză pe pat, eram... Azi m-a întrebat, te duci la baie? Da, zic eu. Și să aranjez patul. Să mă aranjez un pic, că ieșim afară. Ok, du-te la baie, nu te grăbi. Și să aranjez patul. Da, da, și să aranjez patul, zice puiuletele. De când a devenit puiuletele așa hărnicuță, imediat cum se trezește, gata să și aranjeze patul din prima clipă, așa din... Nu, bea ea întâi un suc și după aia aranjează patul. Primul lucru pe care face, aranjează patul. Avem noroc că cearceaful ăsta care este pe pat, nu trebuie să aranjăm prea mult patul. Avem păturicile alea care le dau un pic la o parte, pernele și gata. Fetița lui tati. Asta e. De frumoasă surpriza, nu? Da. Iau, miau. Părere, te-i place să stea ca D'Artagnan? Cum? Când se luptă cu sabia și cu o mână stă așa. Da. Așa, așa are ea poziția, nu știu de ce îi place să stea așa cu o mână. Ia. Ia, uite cum stă cu lăbuța la spate. Da, e un loc de sprijin aici. Da, din când în când o văd așa cu lăbuța la spate. Bă, dar de ce stă așa? Sunt ce pregătită. Faci, ce faci, mă, D'Artagnan? Sunt Angar. Pregătită de ieșit afară. Mm-hmm. M-am îmbrăcat, sunt foarte comos pantalona și ăștia. Ești pregătită de ieșit afară? Da, nu, fără papucei ăștia. Miau. Miau.